Binecuvântăm numele Domnului și El să ne ajute să-L binecuvântăm în orice vreme. Pentru astăzi, lecția optică din tematica antiteze, a fi sau a nu fi o femeie înțeleaptă. Așadar, un studiu ce se adresează, în primul rând, surorilor, dar evident că și noi, bărbații, suntem interesați. De felul în care vor fi sau pot să fie soțiile noastre sau fetele ce le avem în familie, sau de ce nu surorile din biserică. Înțelepciunea este necesară oricărui om. Este binevenită cu ocazia oricărei activități. Dar înțelepciunea se face simțită, este prezentă doar acolo unde este prețuită, unde este agreată, cerută. Înțeleptul scria în Proverbe, capitolul 10, versetul 23, că pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere. Să lucreze cu pricepere. Deci, numai cel care are plăcere, interes pentru ideile înțelepciunii, le va putea primi și practica. De aceea, Iacov, în epistola sa, ne învață pe toți când scrie în capitolul 1, versetul 5 dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Acum, în seara aceasta, în mod special, surorile pot să se autoevalueze și să ceară ceea ce mai este necesar și o să cerem și noi alături de ele. El de tuturor, cu mână largă și fără mustrare, și se încheie versetul, și ea îi va fi dată, deci, cererea de primire a înțelepciunii va place întotdeauna Domnului, așa cum a plăcut și rugăciunea lui Solomon. Și ne va fi dată, deci nu se pune problema că e voia Domnului sau nu e voia Domnului, ca și cum am cere noi alte lucruri. Poate nu ne sunt date nouă. Apostolul Pavel a cerut să fie vindecat și nu s-a putut asta. Dar înțelepciunea este o recomandare divină pentru toți. Ne va fi dată. Vorbind despre femei, trebuie să înțelegem și să înțeleagă și Dumnealor că femeia este viața casei, este inima unei familii. Ceea ce este ea se răsfrânge asupra soțului, asupra copiilor asupra întregii națiuni, am spun. Tot în proverbe scrie la capitolul 14, versetul 1, că o femeie înțeleaptă își casă. casa. Noi știm că bărbații sunt cu construcțiile, dar din punct de vedere al casei sufletești, a entității familiei, bărbat, femeie, copii, Femeia este liantul, pe când femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și tot în proverbe, în ultimul capitol este scris, în ultimul verset, despre o femeie virtuoasă, înțeleaptă, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude de la porțile cetății. În această seară vom lua o femeie care este de laudă la porțile cetății, dar ca să realizăm antiteza, vom lua și o femeie care trebuie să o criticăm, pe care în scrisul din Scriptură ne dă voie să îi dăm o, o calificare negativă. Ne vom opri să urmărim, potrivit cu cele scrise, pe Mical, soția, una dintre soțiile lui David, și pe Abigail, o altă soție, într-a doua a ipostază, a lui David. Privind la cea din tâi, care am luat-o ca exemplu negativ, la Mical, să observăm din 1 Samuel, capitolul 18, ca tânără soție, așa cum își doresc fetele să ajungă să fie, să se spună cea mai tânără familie. Iată ce scrie aici, de la versetul 17, cum prin circumstanțe ciudate a ajuns să fie regină în viitor, atunci soția lui David. Saul a zis lui David, iată-ți voi da de nevastă pe fica mea cea mai mare, Merab. Nu mai să slujești cu vitejie, să porți zboile Domnului. Scopul lui Saul era unul mărșaf, el vroia ca David să cadă în cursă și să fie omorât și nu s-a realizat această primă ofertă de căsătorie, că scrie în versetul 19, venind vremea când era fata lui Saul avea să fie dată de nevastă lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel din Mehola. Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrurile le-a plăcut. Nu că se iubeau ei, cum e normal să se iubească doi tineri înaintea de se căsători, ci fiindcă el căuta motiv și îl căuta în orice, ca Samson la vremea lui. El își zicea, eu voi da ca să-i fie o cursă și ca să cadă sub mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a două oară, astăzi în vefiginile. Și într-adevăr, Mical a devenit soția lui pentru că David a plătit prețul. Și scrie în finalul versetului 27, atunci Saul i-a dat de nevastă pe fică sa Mical fică sa Mical, repetă ce am citit în versetul 20, iubea pe David. Și tot despre ea mai citim în capitolul următor. Cum și-a dovedit iubirea față de bărbatul ei, s-a dezlipit de părinții ei și s-a atașat de David. Deci au alcătuit o familie în toată puterea cuvântului. S-au unit prin iubire și au înțeles că își trebuie să-și ducă viața cu toate greutățile și nevoile ei. Aici, de la versetul 11, avem un episod în care Saul a trebuit să acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mica, nevasta lui David, a dat de știre și i-a zis, Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât." El a pogorât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. În urmă, Mica l-a luat erafimul și l-a pus în pat, i-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, i-a zis, Este bolnav." Saul i-a trimis înapoi să-l vadă și i-a zis, Aduceți-l la mine, în patul lui, ca să-l omor." Oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de capră. Saul a zis către Mical, pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat? Mica a răspuns lui Saul, el mi-a zis, lasă-mă să plec, ori o mor. A fost o minciună pe care ea a spus-o, dar ceea ce este clar, ea a devenit soția lui David, nu doar prin decizia vicleana lui Saul, ci prin hotărârea și atașamentul ei față de David. A avut parte de un soț credincios, de un bărbat bun, despre care Dumnezeu a declarat mai târziu că este un om după inima lui. La fel se poate spune că multe fete ajung să fie soții la tot atâția bărbați credincioși și să pornească în viață, însă cu întrebarea, vei fi sau nu vei fi o femeie înțeleaptă? Pentru că viața, așa cum se spune, nu e făcută numai din flori și din momente de sărbătoare. Viața are greutățile ei, care pot să fie date ca și aici de neînțelegeri cu cei din jur, de stări de boală, de sărăcie, de lupte spirituale, de alte situații critice se pot să fie în vremea aceea în țara unde trăim. Vreau să vă mai reamintesc și din Genesa 24 că Rebecca a ajuns și ea soția lui Isaac printr-un mers al evenimentelor călăuzit de Dumnezeu. Potrivit principiului lui Avram să se ia pentru fiul său nevastă de la rudenile sale, robul său a plecat, Dumnezeu i-a dat izbândă, cum el însuși s-a rugat și a mulțumit, familia a fost de acord și în versetul 57 a fost rândul Rebecii să-și dea acceptul atunci, ei au răspuns. Să chemăm și pe fată și să o întrebăm. Au chemat, dar pe Rebecca și i-au zis: Vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Surorilor, toate care ați acceptat cu voia sinceră a familiei sau prin împrejurări mai ciudate să fiți soțiile cuiva, vi se cere să fiți mai întâi de toate înțelepte. Mai adaug un cuvânt și din cartea Deuteronom, capitolul 21, amintindu-vă despre alte vremuri în care, în mod special, în viacurile trecute, în mileniile apuse, o tânără putea să ajungă soția unui bărbat fără voia ei. 21 cu 10 Când vei merge la război între potriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși de război, poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei vedea să o ei, vei dori să o iei de nevastă. Atunci să o aduci înăuntru casei tale, ia să-și radă capul, să-și taie unghiile, să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile, după aceea să te duci la ea, să-i fi bărbat și ea să-ți fie nevastă. Neplăcut să-i omor părinții, să-i omor frații și pe ea aveai dreptul să o iei de nevastă. Să jelească o lună și rămânea nevasta ta. De fapt, de drept, Privind mai departe la Mical, vreau să se o criză în familia lor. Și astfel de ispite au fost și vor fi în toate familiile. În cartea 2 Samuel, capitolul 3, aflăm că Mical și David a avut o perioadă în, care au fost despărțiți datorită lui Saul. Și se mai întâmplă uneori când părinții trec peste limitele lor de autoritate și își duc fata acasă. Sau în cazul acesta, au silit-o sau au oferit-o de nevasta altuia. Și când David a ajuns în parat peste tot Israelul, le-a pus o condiție lui Amner Și vă citesc 2 Samuel 3, de la versetul 13. Bine, voi face legământ cu tine, dar își cer un lucru, să nu vezi fața de decât dacă îmi vei aduce mai întâi pe Mical, fata lui Saul, când vei veni la mine. Și David a trimis solului lui Șboșet, fiul lui Saul, să-i spună, „Dăm pe nevastă mea Mical, cu care m-am logodit, Ișboșet a trimis o de la bărbatul ei, Paltiel, fiul lui Laiș, și bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim. Atunci Amnere a zis, pleacă și întoarce-te, și el s-a întors. Se pare că totuși Mica a fost o femeie bună, dacă și bărbatul acesta al doilea a plâns după ea. Dacă David, deși între timp a nevastă nevastra altuia și el putea să-și ia alte fete, regulile vremii, cel puțin cu îngăduință îi permiteau. Dar a vrut-o neapărat pe Mical. Nu cred că a fost numai un moft ca să-i umilească puțin pe urmașii lui Saul și pe Amner. A vrut să o aibă din nou. Au ajuns din nou să fie împreună. Nu știm câtă vreme, dar în capitolul 6 este momentul crizei. Citeți la versetul 12. Au venit și au spus în lui David. Domnul a binecuvântat casa lui Obede Dom Domn și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obede Dom Domn în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Amintiți-vă de momentul în care filistenii luaseră chivotul de pe front, el a fost adus în mod miraculos în Israel, dar a fost purtat în diverse locații, și de-abia aici, în final, este readus la Ierusalim. A fost un moment de bucurie după zeci de ani în care Chivotul rămânsese fie străin, fie într-un loc restrâns. Acum era din nou în mijlocul națiunii, acolo unde vrusese Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului. Și după o primă încercare nereușită, cea cu pieirea lui Uza, acum ei au procedat după lege și au avut un moment sărbătoresc. Scrie de la versetul 13, când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel, chivotul Domnului, în strigăte de bucurie și în sune de trâmbițe. Și acum, momentul cu pricina. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au dus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl dedicase David pentru chivot și David a adus înaintea Domnului arde de tot și jerfe de mulțumire. Când a isprăvit, David a adus arde de tot și jerfele de mulțumire, a binecuvântat poporul numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. Gândiți-vă ce moment de bucurie a fost. Dar în același timp, probabil pe parcursul a câtorva ore, Mical devenise deja frământată. Îl disprețuise, iubirea se eludase și diavolul clădea nea cuvinte de dispreț vorberele jignitoare la adresa bărbatului său, gata, pregătite, ca niște muniție lângă ușă și ea cu arma pusă pe vizor, cum vine, cum îl dau după el. Că diavolul se pricepe la așa ceva. Să îi pună pe cei din familie în tabere opuse și să se bată mi amintesc de o vedenie care a fost pentru o familie cândva. Că diavolul întorsese spate către spate, fiecare în direcții opuse, le pusese un târnacop în mână și spunea la fiecare să-și croiască un nou drum separat. Și Domnul le spunea: "Opriți-vă, că veți sfârși într-un beci întunecos." Adică în arest, în pedeaps. Bine că între timp s-au refăcut lucrurile, deși nu la vreme. David nu știa nimic ce se petrece. S-a întors să-și binecuvinteze casa. Probabil chiar suferise că alții fusese acolo cu nevestele, așa am citit. A lui era acasă. Și așa se întâmplă adesea când nu suntem pe aceeași undă de Duh. Când nu suntem amândoi la rugăciune, amândoi în lucrarea Domnului, mic al lui Saul i-a ieșit înainte. Vă dați seama cât era de pornită, l-a întâmpinat, nu știu, în curte sau ce hol aveau ei acolo. Și i-a zis, fără să mă apuce sărmana să o binecuvinteze el, a fost mai grabnic blestemul decât să aștepte binecuvântarea. Și i-a zis, cu câtă cinste s-a portat azi împăratul lui descoperindu descoperit înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Vedeți? În mintea ei a socotit că are dreptate și că David n-a procedat corect. Ca așa e de ușor să vină să judici pe altul cu mintea ta. Din punctul tău de vedere, și el, deși venise să-și binecuvinteze casa, a fost așa de surprins și atât de marcat de atitudinea nevestei sale, încât, dintr-o dată, a aruncat florile în șanț și a scos abia din teacă. El nu avea cum s-a spus aici despre acea femeie care era pregătită cu un plic să-și felicite și aprezie, aprecieze soțul, fie că ar fi reușit la interviu pentru câștigarea unui post, a unui loc de muncă, fie că nu. David a trecut la contraatac, că uite că lângă o femeie care nu-i atât mai trebuie un bărbat care nu-i vigilent și pe moment nu-i și când ea vrea să dărâme casa, el numai atât să-i spună, hai, amândoi! Și în doi merge și la zidit și l-a demolat mai repede. David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de casa tatălui tău, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi de cinste la slujnicile de care vorbești. Atunci se vede că e supărat bărbatul pe femeie când o jignește cu referire la neamul ei și îi repudează pe toți. Sunt mai buni decât toți ai tăi. Și mai este un verset pe care îl vom aminti mai târziu ca să vedeți ce desnodământ a avut situația aceasta. Iată cum o zi de bucurie s-a transformat într-o zi de conflict. S-ar putea într-o zi de bucurie la biserică, dacă vreți și de cina Domnului, să mergeți acasă și să apară o supărare de la știu eu ce. Că în timpul cinei Domnului Soție a prea a plâns cu lacrimi și a ridicat mâinile în sus, sau că bărbatul a plâns el, sau că a fost prea extaziat de ce s-a produs acolo și a să-i spune, băi da, Trebuia să fii mai sobru. Sau de ce ai întârziat atâta la rugăciune? Tu n-ai văzut toți termina să tu faci pe sfântul, te-ai mai rugat două minute după aceea. De el poate n-a băgat de seamă că el era pătruns de o cercetare sfântă și îi mulțumea poate Domnului. Mă adaug și un cuvânt din unul Cronici, capitolul 15, versetul 29, tot despre situația aceasta pentru că și scriitorii din cronici au menționat lucrul acesta. Probabil a fost cunoscut în Israel. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului Mic al fata lui Saul, se uita pe fereastră și când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei. Aici nu scrie mai departe. Vă rog să știți, să vă gândiți. Chiar dacă n-ați ajunge să-i spuneți ceva soțului, chiar dacă nu s-ar afla. Dacă ar fi să citim numai din cronici, n-am spune sau ne-am întrebat. Ori o fi apucat mical să-i spună la David cum l-a disprețuit în inima ei. Și atât ai păcat. Chiar dacă n-auzim noi și nu se scrie și nu se spune, uite că Dumnezeu consemnează. Generalizând ideea, voi cita și din Genesa 30 pentru a vedea un alt caz în persoana Rahelei. Într-un moment de supărare și la ea, când a văzut Rahela că nu face copii, lui Iacov, a pismuit pe sorul sa și a zis lui Iacov, dăm copii, ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te opriți ai copii? Observați, o semănare? Și David și Iacov, bărbați pocăiți de altfel, cu asta să nu spuneți, a, a per bărbații, frate. S-au supărat. Și chiar l-au pus pe Dumnezeu la mijloc sau în față, cum vreți să ziceți. Când nevestele și-au întrecut limita și i-au provocat pe nedrept, s-au iritat foarte repede. Au bărbații, se pare că slăbiciunea să nu le Placă să fie luați la rost mai cu seamă pe nedrept. De asemenea, citesc despre un alt împărat, Cartea Estera, capitolul 1. Versetele 11 și 12. Tot zi de ospăț, zi de bucurie. Bucurie de peste o jumătate de ani în capitala Susa. într un moment special, împăratul Ahasveros a zis famenilor să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei poporilor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fame porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare și s-a aprins de mânie. Nu știu ce alt motiv din imperiu putea să le mai tare decât ăsta. Când nevasta nu știe să-și păstreze locul și când nu ascultă și nu dă respectul cuvenit soțului. Și mă adaug din Cartea Proverbelor două expresii, capitolul 14, versetul 8, înțelepciunea omului chirzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă. Aici e vorba de a avea sau nu a avea înțelepciune. Dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Mical a făcut o greșeală mare și a făcut-o în detrimentul ei. Împărăteasa vastii cu refuzul ei și-a tăiat dreptul de a fi împărăteasă. Nu faceți greșeli de genul acesta, că numai că sunteți vinovate, vă puteți cauza rău dumneavoastră. Și în ultimul rând, privind la Mical, vreau să vedem o relație și o familie distrusă de o femeie care n-a știut cum să se comportă într-un moment special. Versetul ultim din 2 Samuel 6 zice Mic al fata lui Saul n-a avut copii până în ziua morții ei. Ea a devenit o insatisfacție pentru bărbat, posibil a rămas văduvă de fapt și n-am avut copii. Nu știu din ce motiv, ce se poate înțelege, ce s-a întâmplat din ceea ce scrie aici. Poate David n-a mai trăit cu ea, poate a suportat vreo pedeapsă și n am mai avut copii, oricum a fost un viitor marcat de acest moment de o zi nefastă, de o zi în care și-a dovedit lipsa de înțelepciune. Nu putea să tacă? ar fi primit binecuvântare din partea lui David, totul ar fi fost altfel. Puteau ei să vorbească, dragă, tu știi cum mi-am riscat viața pentru tine, am vrut să fii soția mea, tu știi cum ne-am iubit, știi cum te-am cerut înapoi, am trecut peste anii aceia cât ai fost nevasta altuia. Și uite cum într-o zi s-a dărmat tot ce s-a clădit în ani de zile, înțelegeți-mă, surorilor. Generalizând situația, mai citez în continuare din Cartea Isterei, de la capitolul 1, versetul 13. Să vedeți ce s-a întâmplat și în cazul lui Ahasveros și a vaste. După aceea împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile și vremii. Căci așa se puneau la cale treburile împăratului, în tuturor celor care cunoșteau legile și dreptul. Deci ceea ce s-a decis, felul în care s-a evaluat situația a fost după o gândire înțeleaptă, pe baza unui drept juridic, civil, penal, cum vreți să luați. Avea lângă el pe cei șapte domnitori ai Persiei și a întrebat versetul 15 ce trebuie să se facă în părătesei vaste după lege pentru că n-am plinit ce i-a poruncit împăratul prin famenii. Memocan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor, nu numai față de împărat s-a portat rău, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros, căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Aici este problema, nesocotirea bărbatului, care ți este pus de Dumnezeu ca și cap, Ele vor zice, împăratul Hașveroș a poruncit să-i se aducă înainte pe împărăteasa Vaste și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, creesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapt a împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetelor împăratului și de aici va veni mult dispreț și mânie când soția ajunge să-și disprețuiască soțul. Asta naște mânie. Este faptul probabil care deranjează cel mai rău pe un bărbat. Să-i fie subminată autoritatea. Înțelepții au propus un amendament la legile existente și scrie aici, de la versetul 20, s-a decis o pediapsă care Trebuia să aibă drepturi mare ca toate femeile să dea cinste bărbaților de la mare până la mic. Deci fie că e vorba de împărat, fie că e vorba de un om de rând. Au trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăție și ele spuneau că bărbatul trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Nu aș vrea să ziceți, frate, asta a fost în antichitate dar între timp femeia s-a emancipat, a fost o revoluție feminină și care sunt rezultatele ei? Că femeia și-a pierdut rolul de femeie, da? Că ele au fost încorporate în viața socială și economică și s-a distrus ceea ce se numește familie și bietele femei și-au pierdut rolul lor frumos de mame, și unde s-a ajuns? La o societate pe punctul de distrugere. Pentru că Dumnezeu n-a lăsat niște lucruri care nu-s gândite, el este înțelept. El n-a lăsat ca bărbatul să-și oprimeze femeia și a lăsat ca lucrurile să fie organizate în familie, să nu fie revoltă și ea să știe care îi este locul. Ceea ce Mical în situația aceasta n-a înțeles. Și Solomon la rândul lui în cartea Eclesiastul capitolul 7 căuta iată-l în frământarea lui de la versetul 25 M-am apucat să am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să ce și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moarte este femeia, care inima este o cursă și un lasă și care mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea, în mia lui de femei, n-a găsit. Ei, noi, în căutarea noastră biblică, iac avem una găsită și vom vorbi acum de ea. Că după ceea ce am spus până în aceste momente, s-ar putea să aprecieze vreo soră. Ne criticați când noi disprețuim bărbații, dar oare princesa a spus, nu ne-ați disprețuit? Nu! Sunt de disprețuit numai femeile care nu sunt înțelepte, dar eu din start... Am citit că o femeie înțeleaptă trebuie lăudată și o vom face acum în dreptul Abigailei. Și fericii de cele care se înscriu în aceeași ordine de lucruri vor avea parte de aceleași apreciere. Abigail, potrivit cu cele scrise în 1 Samuel 25, ajunge și ea o în soție. Dar, printr-un context necunoscut, probabil specific vecului Testament, cu sau fără decizie proprie, a ajuns soția unui bogat. Și chiar în vremurile noastre, mai recent, obișnuiau părinții să-și dea fata după câte unul bogat. Era bogat, dar era ursuz și nu numai. Era chiar nebun. Suferea cu nervi, am spune noi. Iată cum este descrisă starea familiei lor, 1 Samuel 25, de la versetul 2. În Maon era un om foarte bogat, al cărui avere era în Carmel, avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din caleb. Observați că judecata este tăcută în fața frumuseții. Sunt foarte multe locuri în Biblie unde scrie că bărbații au luat câte o fată sau chiar o nevastă pentru că era frumos. Și în vremea noastră ochii funcționează în aceeași ordine de idei. Dar despre Abigail se poate spune mai întâi de frumusețea ei că era cu judecata, adică era înțeleaptă. Eu nu știu cum v-ați căsătorit. Vrând sau nevrând. Dumneavoastră știți peste cine ați dat. Că e și el înțelept sau e mai puțin înțelept sau, Doamne, Ferești, e nebun. Că pot să fie asemenea situații. Iată cazul de față. O femeie înțeleaptă și un bărbat nebun. V-am spus că în vremurile trecute te puteai trezi să ajungi soția unuia pe care nu-l cunoști. Să lectureze fetele acasă un episod din judecător, capitolul 21, unde niște fete au ieșit la o sărbătoare să joace. Și dintr-o dată, dinspre tufișuri, au țâșnit niște tineri. S-au fi uitat, sunt străini, sunt evrei după port și vorbă. Și toată alegerea a fost care pe care a putut pune mâna. A luat-o în brațe sau de mână și a fugit cu ea acasă. Și bietele fete ieșite la sărbătoare au plecat dimineața fecioare și s-au trezit seara neveste. Că așa e viața. V-am spus, situații în care vrând nevrând, volens nolez ajungi să fii soția unuia sau altuia. problema înțelepciunii dumneavoastră nu se ia după înțelepciunea bărbatului. E vorba de o înțelepciune independentă de a lui. O înțelepciune care poate să facă față chiar celor mai dure, mai critice situații. Nu ușor. Dar haideți să o urmărim pe Abigail cu ocazia unei crize în familie. Că și dacă ar fi să venim la dumneavoastră așa într-o zi de sărbătoare, când sunteți îmbrăcate frumos, când totul este mâncare, casa este aranjată, dumneavoastră din politețe, vorbiți așa cu soțul încât s-ar putea spune că sunteți ca și în luna de miere la permanență, da, să punem noi un aparat de înregistrare, cum puneau securiștii, și într-o zi de ispit, așa să vă urmărim după ce aveți vreun cuvânt din partea Domnului, că o să vină vreo încercare peste casa dumneavoastră, un duc de ceartă, și să vă urmărim și să vă înregistrăm, sau să fie o cameră de luat vedere ca pe lângă voci și tonalități să urmărim și mișcări. Aici este redat un caz în care David a cerut, vorbind în termenii noștri, o sponsorizare de la fermierul acesta pentru partizanii lui. Dar, zice în versetul 17, partea a doilea, așa de rău încât nimeni nu îndrăznea să-i vorbească. Au încercat să aducă ei argumente, dar de unde? Că sunt oameni care sunt indubitabil, poți să încerci să-i dovedești, să o lasem mai ușor, să te ascult, n-ai cu cine vorbi, dacă e nebun, tu te ori în apă și vrei să crească nivelul, nu? Și că încolo se împrăște toate pe Pământ, de unde să fie dacă nu se poate păstra? Atunci, David, într-un moment de slăbiciune bărbătească, v-am spus, asta e slăbiciunea la bărbat, se mânie. Și când se mânie, acționează în duritate. Și scrie aici de la versetul 13: Că după ce David a fost și în felul acesta, a zis fiecare din voi să-și încingă sabia și fiecare sunt în sabia. Și spune apoi în versetul 21, David zisese, încercând să-și reamintească tot ce a făcut el pentru Nabal, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a nimic, mi-a întors rău pentru bine, Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprime, dacă voi lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Observați cum în situațiile aceste la care am făcut referire, nu era vorba de păgâni. Chiar în expresiile lor de supărare îl puneau pe Domnul. Și se poate spune cineva, în numele Domnului, sau le au martor, sau se jură, deși nu-i corect și nu-i bine. Dar în supărare, oamenii îl pomenesc pe Dumnezeu, dar în pornirea și supărarea lor. Abigail a aflat printr-un sol, așa cum scrie aici în versetul 14, Iată atitudinea ei. După ce i s-a spus, vezi ce ai de făcut. Versetul 18 o prezintă deja în acțiune. Abigail a luat în dată 200 de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine, le-a pus pe măgari și a zis lui să-i luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. Deci mai întâi a știut să tacă și să facă ce trebuie făcut. Asta cere înțelepciunea. Tăceți și faceți ce nu face el, ce ar trebui să facă. Completați-l. I-a încălecat pe o măgar, a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. Același David, care dată, venea să-și binecuvinteze casa cum era cu sabia în mână, pregătit să atace. Întâmpinat de o femeie. Vă rog să rețineți că una n-a știut să-și aștepte bărbatul venind cu zâmbet de la adunare și alta a știut să iasă în cale într-o zi de război, de răzbunare. Aceleași om. N-am luat doi bărbați să spună careva, vorbești, eu știu cum e a meu, alții sau altfel. Nu, este tot el același. Tot bărbatul tău poate fi într-un fel sau altul tratat. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgara, a căzut cu fața la pământ înaintea lui și s-a închinat până la pământ. Și a rămas David șocat. Și cu femeia asta? Darul Apoi aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, domnul meu, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Ei, grija mea să vorbești așa cu bărbatul, să vezi dacă nu se moaie, să-l aștepți cu un dar, poate pe el și chiar pe prietenii lui, care sunt așa cum sunt, că David nu era singur, să faci un sacrificiu și să știi să te pleci, Iată cuvintele ei, să nu-și pună Domnul meu minte acumul omul acela rău cu Nabal. Și eu, robata, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să verzi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor rău Domnului meu să fie canabal, primește darul acesta pe care ți-l aduce roba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina robei tale, căci Domnul va face Domnul meu o casă trainică. Iartă! Căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănâncă și orvi la Domnul. Dumnezeul tău să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul, Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget, nici nu-l va dorea inima ca bărsa sânge de și că s răzbuna singur. Observați ce fraze înțelepte? l-a muiat și l-a topit. Și dintr-o dată eu mi imaginez pe David cum mi s-a luminat fața, n-a mai fost încruntat, a pus sabia înapoi, le-a spus oamenilor, băieți, poftă bună. Păi e mai ușor să mănânci decât să te puși de război, nu? Dar cine a schimbat comanda? Femeia. Da? Și apoi a adăugat, și când va face Domnul meu bine Domnului meu, aduți aminte de roaba ta. David a zis Abigail: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu. Poftim, binecuvântări pregătite pentru alta și primite de asta. Așa se întâmplă care nu-i vrednică să le primească, a spus Domnul Iisus, în orice casă veți intra să ziceți, pace să fie peste casa aceea, dacă acolo nu-i nimeni vrednic de pace, n-ai cum și o lași. Dar chiar dacă-i pornit cineva rău, tu te poți alege cu binecuvântare pentru tine, casa ta și viitorul tău? El vede în toate acestea mâna lui Dumnezeu prin femeia aceea. Și David a luat din mâna Abigailic și a dusese și i-a zis, suie în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Suie-te în pace acasă, dar acasă unul nebun. Abigail a ajuns la Nabal și tocmai îl dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț părătesc, inima era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei. Asta e foarte greu pentru o femeie să nu spună nimic, nimic, E cam greu, știe? Dar trebuie uneori. Înțelepciunea te face să vorbești când trebuie, mult și bine, și când nu să taci tot mult și bine. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă să ia istorici ce se întâmplase. Și uite că Dumnezeu a îngăduit ca Nabal să moară cam după 10 zile și. De atunci, viața ei s-a schimbat. de -a Dumnezeu nu să moară bărbați, să se pocăiască. Asta ar fi ceva mai minunat. Generalizând, vreau să vă citesc din Cartea Proverbele câteva versete, capitolul 20, versetul 3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Pe asta se vede nebunia, că pornești scandalul. Înțeleptul se ferește, evită, potolește, calmează spiritele. Tot proverbe 14 cu 3. În gura nebunului este o pentru mândria lui. Dar pe cei înțelepți îi păzesc buzele lor, și pe pagina din stânga, 12 cu 18, cine vorbește în chip ușuratic, ca și mical, rănește ca străpungerea unei săbii. Dar limba înțelepților aduce vindecare și lucrurile se rezolvă, se aplanează. Asta spune și Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 3, de la versetul 1, adresându-se din nou surorilor, Tot astfel nevestilor fiți supuse și voi bărbaților voștri. Eu nu cred că Abigail n-a fost supusă lui Nabal. Ăsta orică o bătea, orică o alunga. Dar a putut să-l suporte. Dar nu putea să-l suporte fără supunere. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, Omul ascuns al inimii, un duc blând și liniștit, nu recalcitrant, nu scandalos. Asemenea stare este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, într-o a treia idee vreau să vedeți că Abigail a avut harul să vadă o nouă familie. În 1 Samuel 25, imediat după moartea soțului ei, Nabal, scrie de la versetul 39, Că David a văzut că spusele Abigailei s-au adeverit, Dumnezeu a făcut dreptate și n-a trebuit să-l omoară el, să-l aibă pe conștiință, David a trimis vorba Abigailei să vină că vrea soia de nevastă. Slujitorul lui David a ajuns la Abigail, la Carmel și au vorbit așa, David ne-a trimis la tine ca să te ia de nevastă. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, iată roaba ta, se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor Domnului meu. Să știți că și smerenia este o valență de bază a înțelepciunii. Și în data el a plecat clare pe o măgar și însoțită de cinci fete, a mers după soarele lui David și a fost nevastă. Da. A ajuns regină. Pentru că a știut cum să se comporte. A schimbat hainele de văduvă cu cele de regină datorită comportamentului ei, cum și rut, altă dată, dintr o femeie văduvă și străină, nu evreică, a ajuns să devină soția unui om bogat, a unui om credincios, datorită comportamentului ei, vorbirii ei, faptelor ei. Situația aceasta se poate generaliza. Eu vă dau ca exemplu și pe Estera, citind din cartea ei de la capitolul 4, versetul 15. Unde ea a procedat cu înțelepciune. Estera a trebuit să spună lui Mardoheu, dute de strânge pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua și eu voi posti odată cu slujnicile mele și apoi voi intra la amparat în ciuda legii și dacă va fi să pier, voi pieri. Înțelepciunea vă va face nu să vă răzvrătiți și să spuneți că de 30 de zile, de o lună, bărbatul nu v-a adus nici flori, nici ciocolată, nici n-a fost atent cu dumneavoastră să vă scoată undeva într-o creație. A fost tot numai între copii. I-a zis, bărbatul meu are niște reguli, dacă nu te cheamă el, n-ai ce te duce în camera lui, e împărat. Dar a intrat în post și rugăciune cu celelalte slușnice. Ați putea să apelați la sprijinul spiritual al surorilor din biserică? Să nu Dumnezeu în inima bărbatului, să-i o schimbe. Era vorba de același hașberos, dificil, firesc. Și apoi a intrat la el îndrăznind în numele Domnului. Și dintr-o dată ea a căpătat trecere. Înainte împăratului scrie aici în versetul 2 din capitolul 5. Și împăratul a zis, ce ai tu împărătea să este și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Este era răspuns, vreau să vii la mine la o spăți. Stilul evreiesc din înțelepciune, așa ca la Iosif în Egipt, nu imediat a spus la fratii săi, așa ca Mical, nici nu l-a lăsat să intre în casă, să mănânce. Și apoi întreabă în timpul ospățului împăratul, spune-mi, care ți este cererea vi mâine? Zici că era pe una cu Dumnezeu, care în noaptea dintre cele două spețe i-a luat la hașveros somnul. Și în timp ce diavolul făcea la planuri în paralel, Dumnezeu lucra printr-o femeie înțeleaptă, care avea, aș putea spune, un bărbat nepocăit. Și în ziua următoare, Dumnezeu și-a arătat puterea de dimineață când l-a pus pe Haman să-i plimbe verișorul. A fost o zi extraordinară pentru Haman, pentru Mardoheu și grea pentru Haman. Dimineața Mardoheu a fost plimbat călare prin locul deschis al cetății, iar seara era la ospăț cu verișoara lui și cu împăratul. Primea inelul de ștanțare, de ștampilă și a primit apoi toate onorurile. Dar totul s-a jucat printr-o femeie. Dumnezeu a avut nevoie de ea și Mardoheu i-a spus, Oare nu pentru o vreme ca aceasta ești tu aici? eu a putut folosi o femeie pentru a schimba și a dat ton lucrurilor într-un imperiu întreg. Oare nu poate printr-o femeie să facă ceva într-o casă? Dacă se roagă, dacă are valoare în omul ascuns al inimii, dacă are judecată, se poate. De aceea, Tit învăța Pavel adresându-se lui Tit, pe surorile mai în vârstă, cum să sfătuiască pe cele tinere, versetul 3 la 5, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o portare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin și să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile case, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Biserica trebuie să aibă niște femei de valoare. Da, femeia are un rol determinant în familie. Vom încheia punctând două concluzii în încheiere, deși exemplele pot să fie multe. Îmi vine în minte cazul unei surori din țară care a fost abandonată de bărbat atunci când s-a întors la Domnul. Ea l-a slujit mai departe. Dumnezeu i-a adus bărbatul alături de ea în biserică. A trebuit o muncă de modelare de câțiva ani. Dar în final ea s-a bucurat de ceea ce Dumnezeu a lucrat pentru casa ei, pentru soțul ei. Vă dorim asemenea realizări, dar ele nu se pot numai prin înțelepciune, nu se pot realiza altfel. Să știți că moartea și viața sunt în puterea limbii și se spune despre femei că vorbesc mai mult, așa vă este dat. Dar dacă vorbiți înțelept, gândiți-vă, va fi o inundație de înțelepciune. Dar dacă nu e o vorbire înțeleaptă, ce se întâmplă acolo? Nemol. Se distruge totul. Spune înțeleptul în Proverbe 18 cu 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește, va mânca roadele. 15 cu 4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Poți să fii gospodină și curată și harnică, dacă atunci când vine bărbatul acasă, tot toci așa, nu cu toia, nu numai cu noiaua. Ai terminat, ai zdrobit. Și tot proverbe 15 cu 1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorba aspra atâță mânia și în mod special prin limba femeilor se atâță mânia bărbaților. Ba încă se spune uneori că certurile femeilor provoacă războiul bărbaților. Și tot proverbe 20 cu 15, este aur și femeilor le place să se amenajeze cu aur. Și sunt multe margaritare, și sunt dorite în general de feminitate. Dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Le dorim bărbaților și tinilor, nu femei cu cercei în și cu alte și alte obiecte de aur în diferite părți ale corpului, de la sprâncene până la glesne, cu aur pe limbă, cu limbă poleită, o asemenea limbă rezolvă toate problemele. Așa spune Iacov în epistola sa, capitolul 3. Acest modular mic se fălește cu lucruri mari și înțelepciunea care vine de sus se arată pe limbă. Asta va dovedi înțelepciunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să ne dea și nouă. Nu doar așa de precauție dacă nu aveți dumneavoastră, să o avem toți din plin. Dar acum de dumneavoastră a fost vorba, că a fost și lecții pentru noi câteva la rând. Asta v-a aparținut. Și să știți, a fi o femeie înțeleaptă sau a avea o femeie înțeleaptă e un mare har. Care le avem să mulțumim lui Dumnezeu, care să socotește că nu o are să roage pe Domnul, cum am spus, și polească limba. Pentru că tot în proverbe este scris în 18 cu 22, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Și pe pagina din dreapta, 19 cu 14, o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Adică numai Dumnezeu vă poate echipa să fiți pricepute. Și ne-ați fost date nouă ca și cadou. Dumnezeu v-a aranjat, v-a dat sclipire, dar îmbogățiți-vă că va fi nevoie pe măsură ce copiii vin și anii trec, și să nu mai zic pe când veți de deveni sau deja ați devenit bunicuțe și ca niște patriarhe în casa dumneavoastră. Dar a nu avea înțelepciuni, a nu fi o femeie înțeleaptă, E o mare pacoste, e o mare pagubă. Tot înțeleptul spune în 11 cu 22. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inil de aur pus în râtul unui porc. Vă dați seama ce imagine neplăcută? Și 12 cu 4 pe aceeași pagină o femeie cinstită este cu nuna bărbatului ei. Dar cea care îi face rușine este ca putregai în oase. Ce diferență! Să ai coroană sau să ai cancer la oase. Nu o să mai poți sta în picioare cu vremea. Te gata! Cancer la oase. Dumnezeu să-i ajute însă pe bărbați și dacă sub ispită femeia ajunge nebună, cum a fost al lui Iov, probabil pentru câteva ore, să rămână ei și să-i păzească pe toți ca o viață întreagă să o duci cu un nebun, ar fi o mare pagubă. Și la Abigail a fost curtată suferința. Pentru că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile și rugăm să o facă. Amin să ne dea și să ne schimbe soțiile încât să fie înțelepte. Și noi, într-o trebuie să fim cu ceva mai sus, să fim mai înțelepți. Doamne ajută-ne! Amin!